Vlad Dascălu a devenit primul român din istorie medaliat la o competiție majoră la ciclism. Tânărul de 21 de ani, născut la Fălticeni și emigrat la 9 ani în Spania, a cucerit aurul la campionatul european de mountain bike sub 23 de ani de la Brno. Înseamnă foarte mult să câștig acest titlu european, e ceva extraordinar să pot purta acest tricou restul anului. Acest rezultat reprezintă cel mai mare succes al ciclismului românesc după cele 5 titluri mondiale și titlul paralimpic cucerite de ciucanul Eduard Novac la paracycling. Lider în Cupa Mondială la tineret cu 3 succese în acest sezon, Dascălu a dominat cu autoritate cursa și la campionatul european din Cehia. Traseul a fost destul de greu, concurența era mare, am fost aproape toate turele 5 rideri în față și până la urmă, la ultimele două ture, Am rămas doar eu și Filippo Colombo și în ultima tură am atacat și am putut să ajung în solitar la finish line. Dascălu a debutat în Cupa Mondială în 2017 pentru formația românească Dinamo Bike Expert, alături de care a obținut de 3 ori locul 5. S-a transferat apoi în Spania, țara sa de adopție, iar momentan este cel mai promițător tânăr ciclist din Europa la mountain bike. Dedic la echipa mea, grupul la Bike Racing Team, la Federația Română de Ciclism, pare că care m-a ajutat foarte mult zilele astea, la familia mea, la prieteni, la tuturor oamenii care m-au susținut. Mă mulțumesc tuturor foarte mult. În august, Dascălu va încerca să aducă în Canada prima medalie din istorie pentru România la un campionat mondial. El ar putea reprezenta România și la Jocurile Olimpice de la Tokyo în 2020. Singura participare olimpică a unui ciclist român la această ramură datează din 2004, când Ovidiu Tudor Oprea obținea locul 37 la Atena.